Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să începem o serie de clipulețe în care să ne distrăm un picuț. V-am pus niște întrebări pe Instagram și ați fost foarte reactivi în a-mi răspunde la întrebările mele, așa că astăzi o să vorbim despre o întrebare pe care v-am pus-o pe Insta. Să duceți să o găsesc. Ok, Instagram. Am telefonul arhi plin de chestii. Bine, v-am întrebat. Spune-mi un secret pe care nimeni nu știa. Hai să vă spun și despre asta, pentru că au fost foarte puține și pot să... Am mâncat pâine cu margarină azi la micul dejun, exact la oră, după apă și fructe. A vrut să înceapă dieta și pe urmă a lăsat-o vraiște pe drum. Aștept o reducere la dieta, Janina. Hai să vedem mai departe. Altă întrebare pe care am pus-o a fost: care este medicina cea mai mare pe care ai folosit-o vreodată? Și a fost: cam prieten, dacă spun că nu am, băieții mă nebunesc să ies cu ei. Care este visul tău să trec la examene? Stați puțin că mai am și alte chestii pe aici. Să vizitezi Japonia, ăsta este visul și al lui Mati. Să slăbesc, să devin o dansatoare renumită. Bam, bam, bam. Să știți că orice vis se poate realiza. Să scap de gândirea negativă de la burtă. Să slăbesc, jur, habar nu ai cât îmi doresc să fiu slabă, să pot avea încredere în mine. Ca să fii slabă, trebuie să începi. Începe astăzi un pic, mâine un pic, poimâine un pic și ai să vezi că timpul trece imediat și o să te trezești slăbuță, sexy și mișto. Să urmezi școala de stewardeză. Cred că a fost vreo 3-4 fete cu școala de stewardeză. Fetele vor să facă avioane. Să slăbești 5 kg, să slăbesc, foarte multă lume are visul de a slăbi, dar vă rog, visele astea nu sunt vise, sunt obiective pe care puteți să le realizați dacă începeți, trebuie să începeți, astăzi, nu mâine, astăzi, în fine. Să slăbesc, să iau notă mare la evaluarea națională și în simulări, deci vise mișto, nene, hai să vedem. Să fiu stewardeză. Care este calitatea cea mai frumoasă? Altă întrebare pe care am făcut-o. Și o fată mi-a spus că nici nu cred că am vreuna. Foarte rău chestia asta. Trebuie să stai acolo și să te gândești. Moralitatea, rațiunea, demnitatea, toleranța la frustrare, empatia, asertivitatea, motivația intersecă, creativitatea, optimismul, sociabilitatea, vedeți, mai învăț și eu românește, imaginația, creativitatea, empatia, corectitudinea, simțul umorului, curajul, modestia, generozitatea. E Alexandra, prietena mea din Turcia, care m-a sunat. Generozitatea, responsabilitatea față de propriile acte, curiozitatea, pasiunea, sunt multe calități care un om poate să le aibă. Hai să vedem, să ajungem la clipul nostru de astăzi și să... Întrebarea mea... am pus și întrebarea cu primul sărut, vai ce mișto! Întrebarea a fost: primul sărut, am 18 ani și tot nu l-am avut, eu am răspuns când o să vină, să fie așa de frumos ca într-o poveste. La 14 ani, eu l-am dat la 12 ani, dar o să facem un clipuleț separat pentru primul sărut. Scrieți-mi în comentarii când a fost primul vostru sărut și dacă aveți chef să-mi povestiți cum s-a întâmplat, ca să-l povestesc, să citesc comentariile voastre în următorul clipuleț, următorul sau vedem care, în care o să vorbim despre primul sărut. Ok? Pentru că am niște ideiuțe mai simpatice.
Altă întrebare a fost la ceea ce nu sunteți dispuși să renunțați în viață. Dar chestia cea mai... întrebarea care am pus-o și care m-a un pic... dezamăgit așa, pentru că nu mă așteptam la răspunsurile astea, adică să fie așa o... întrebarea mea a fost: de ce te-ai despărțit? Adică un motiv de despărțire din una dintre relațiile pe care le-ai avut. Bineînțeles, abia acum începe clipul adevărat, adică titlul o să fie legat de despărțire, dar ca să încep seria asta am avut nevoie să vă explic un pic despre ce e vorba. Eu o să fac o întrebare pe Instagram și răspunsurile voastre o să le aduc în clipurile următoare, pentru că îmi place tipologia asta de clipuri în care să vorbim de experiențele voastre, ca să mulți dintre noi să învățăm ceva și să ne mai râdem și noi un pic, să ne distrăm, să fim mai liberi, așa? Nu uitați să-mi lăsați în comentarii despre primul vostru săt. Ok. De ce te-ai despărțit? Ok. Prima fată ne-a spus așa: posesiv și mincinos. E de domeniul trecutului, acum totul este perfect. Oamenii posesivi și gelos sunt foarte periculoși, așa că stați foarte departe. Go! Libertatea nu are preț, deci nu stați cu persoane care nu au încredere în voi, că, pentru că sunt persoane frustrate care nu au încredere în ei înseși. El a decis. Foarte greu am acceptat ideea de a nu mai fi cu el, dar azi sunt puternică și plină de speranță. Chestia este foarte grea, pentru că în momentul în care ești lăsat, ai o frustrare foarte mare. Te gândești ce am eu de m-a lăsat, nu sunt corectă, nu sunt corect, sunt gras, sunt slab, sunt prost, sunt înalt. Sunt multe chestii care intră în psihologia noastră atunci când suntem refuzați de alte persoane. E important să acceptăm că nu putem să placem tuturor. Și asta nu înseamnă că noi suntem greșiți, din contră. Asta trebuie să ne îndrume spre o migliorare a noastră personală pentru noi. Adică în momentul în care nu ai niciun fel de frustrare, de frică și ai încredere în tine, poți să te lase și Elvis Presley, nu, Elvis Presley nu o să era cu gamburi, Brad Pitt sau eu știu cine mai e, aia mișto de acum, că nu poate să te afecteze, pentru că tu te consideri un om împlinit. Cine nu te acceptă e ok. Nu te acceptă pentru că nu reușești să accepte persoana ta, încât nu sunteți de acord. Nu că tu ești prost și el e deștept. Pur și simplu nu aveți aceleași idei. I-am răspuns fetei: nu poți să obligi pe nimeni să te iubească și mai ales cine nu ne iubește să dispară. Pur și simplu. Go, baby! O altă fată: de ce te despărțit? Păi părinții mei nu erau de acord, fiindcă era de etnie romă, plus de asta că aveam 13 ani. Am avut și eu o relație cu un băiat rom, a fost foarte, o dragoste foarte puternică, poate din cauza faptului că era interzisă, și am făcut numai nebunii, am fugit de acasă. Dar am iubit și nu am regret. Chestia este că, bineînțeles, astăzi, în 2018, dragostea nu trebuie să aibă culoare, nu trebuie să aibă sex, nu trebuie să aibă niciun fel de diferență. Adică diferențele astea de etnie, de culoare, nu trebuie să dispară pur și simplu. Pur și simplu. Iubiți pe cine vreți să iubiți, fără să vă e frică, să vă fie frică să iubiți, pentru că dragostea e ceva minunat. De ce te-ai despărțit? M-a înșelat la beție. I-am răspuns: te înșeală și la trezie, așa că bye bye! Am avut o relație de 9 luni la distanță și ne-am despărțit din cauza că erau certuri fără motiv.
Ceea ce am răspuns e greu, eu nu aș rezista, aș și nebuni, sunt prea geloasă. Eu sunt geloasă, dar faptul că o persoană e prea departe de mine și nu putem să facem lucrurile împreună și nu putem să trăim împreună, mă deranjează, adică îmi creează niște chestii care nu există și nu vreau să trăiesc frustrat așa că aolo ce face ăla, aolo dacă mă minte, aolo, nu, mersi. O altă fată, distanță. O fată aici ne-a spus, sau un băiat, o fată. Nu am vrut să fac sex cu el. Eu i-am răspuns, ai făcut foarte bine, nimeni nu are dreptul să ne oblige să facem ceea ce nu vrem. Partea cu sexul trebuie să fii pregătit, trebuie să vrei, într-adevăr, să faci dragoste cu persoana aceea. Nu trebuie să fie o obligație, nu trebuie să fie ceva la modă, trebuie să fie ceea ce simți tu. Nimeni niciodată nu trebuie să vă oblige și nu are voie să vă oblige să faceți ceva ceea ce voi nu doriți. Așa că, bravo, baby! La o despărțire nici acum nu știu motivul. Pur și simplu el a decis să plece pentru că, repet, tu nu ai nicio vină. Idiotul nu a avut curaj să aibă o persoană minunată lângă el. Chestia este asta, că dacă nu sunteți pe aceeași lungime, e ok să te lași. De ce să duci o poveste înainte, o poveste de dragoste care nu are sens, care e numai dintr-o parte? Trebuie, dar chestia care pe mine mă deranjează e faptul că nu se vorbește. Trebuie să vorbiți, nene. Aveți o problemă, spuneți-o partenerului sau partenerei. Nu vă ascundeți, nu căutați dragoste în altă parte, pentru că nimeni, cum să zice apă timpuri? Nu da vrabia de mână pe aia după gard sau ceva de genul ăsta, că toți suntem cu defecte, cu probleme și adică nu găsim mai bun ca ăla. Încercăm să înțelegem de ce nu suntem de acord. Dacă nu suntem de acord pentru că avem gândiri diferite, atunci e ok. Dar dacă nu vorbim și căutăm dragoste în altă parte, nu e frumos. Îmi reproșa mereu că ies prea mult cu prietenii și ieșeam doar sâmbăta cu ei, cu prietenii. Încă o dată am să vă spun, libertatea nu are preț, așa că cine nu are încredere în noi, nu ne merită. Oameni frumoși, vă rog din tot sufletul, când vă faceți un iubit sau o iubită sau vă însurați sau vă căsătoriți, nu abandonați prietenii, nu, lăsați-vă acolo o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, un loc ușor al vostru în care să evadați, în care să aveți spațiul vostru, pentru că dragostea e ok, e frumoasă, e cu năbădăi la început. E frumos să stai cu iubitul sau cu iubita mereu, să te bubăcești, să faci toate lucrurile împreună, e fantastic. Dar ajungi la un moment dat în care dragostea asta nebunească și cu năbădăi mai să stinge și te găsești la un moment dat fără prieteni, fără să ai un spațiu în care să evadezi, să mai recreezi mințile. Și nu e frumos. Nu e frumos pentru că după aia nasc certuri între voi, pentru că stați mereu împreună și nu aveți spațiile voastre, așa că dați-vă libertatea necesară creierului vostru. Momentan nu am trecut prin o despărțire. Sunt cu același băiat de 3 ani. Mua! Bravo! Am întârziat la prima întâlnire, deci trebuie să consider că erați împreună sau că nu erați împreună. De fapt, nu te-ai despărțit pentru că încă nu erați împreună. Pentru că prima întâlnire încă nu s-a făcut, așa că, ok. Vezi că am scris aici. Asta înseamnă că tipa era superficială, așa că nu ai pierdut nimic. Nu ne-am despărțit, același băiat, au trecut 4 ani și totul e bine, super. M-a lăsat pentru fosta băiat de câmp. Chestia asta eu urăsc. Băi, nene, dacă unul e fost sau fostă, gata, băi, nene, înseamnă că un motiv este. De ce te întorci înapoi?
ăștia, în fine, așa am scris. Îți dai seama ce frustrat și ce fraieră ea că l-a primit înapoi. Altcineva mi-a scris, era prea gelos, el avea voie să facă totul, iar mie mi interzicea, un mare fraier. Așa și eu îi spun, go baby, un om periculos, s-am scris. Mă bucur că ai reușit să scap de el, power girl. Asta ai spus că asta e cea mai mișto. Cea mai mișto îmi pare rău. Fata care mi-a scris-o râdea. Deci, hai să râdem și noi și cine ce a fost, a fost. M-a înșelat cu tipa pe care a înșelat-o cu mine, deși nu știam că e cu ea. Deci, el s-a pus cu fata asta, înșelând alta, după care s-a întors la aia și a înșelat-o pe asta. What the fuck? Am scris om de căcat care habar nu avea ce vrea de la viață. Of, Doamne! Deci chestia e înșelarea e motivul cel mai mare în despărțirile astea. Doar o despărțire am avut și aceea bazată pe răceala din partea lui. Și eu am scris, bine că v-ați lăsat înainte de a face alte rele. Important este să vorbiți oameni frumoși, chiar dacă dragostea s-a terminat. Vorbiți cu partenerul vostru, partenera voastră și vedeți unde este problema, dacă se poate rezolva sau nu. Nu vă duceți și căutați într-altă parte. Ok, de ce te-ai despărțit? Avea iubită, am știut de la început. Nu sunt mândră de treaba asta, dar l-am iubit. Important e că l-ai lăsat, asta i-am scris fetei, se poate întâmpla, dar să fii atentă pentru că dacă nu își lasă iubita imediat, nu va fi niciodată al tău mai târziu. M-a înșelat și eu am răspuns, un dobitoc, eu a strânge mâna persoanei cu care m-a înșelat și ea spune, mulțumesc că m-ai scăpat de un prost sau de o proastă. Religii diferite sau prea multe gelozii. Religia în sine nu ar fi o problemă dacă ar exista respectul reciproc. L-am iubit necondiționat ca să aflu că joacă la două capete. Prima iubire aș fi vrut să fie altfel. Și eu am răspuns, nu știm niciodată cine intră în viața noastră. Nu este vina noastră dacă persoana iubită înșală. Este doar o persoană fără siguranță în sine, deci un mâine la nevoie nu o să fie în stare să-ți fie alături. Astea au fost răspunsurile voastre, sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați în comentarii despre primul vostru sărut, să-mi scrieți și ce fel de motiv ați avut pentru o despărțire de-a voastră. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, dietajelina.ro, să mă urmăriți pe site-ul meu www.jelina.it, ca Italia, să dați un like la video, să vă abonați, să activați clopoțelul și ne vedem la următorul video. Ciao, 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 ciao!